Salut lume, mă numesc Sabin și azi să vă voi prezenta cele mai bune setări pentru OBC Open Broadcast Software. Mai întâi vom deschide, apoi vom închide pentru că ne va apărea o fereastră oarecare. Bun. Pentru început vom intra la setări. Aici vom selecta ce nume dorim noi și ce scriem pentru profil, de exemplu, numele meu Sabin și dăm adaugă. Apoi la codare. Aici să ne asigurăm că sunt bifate săritele folosește CSBR și activați compensarea CSBR la bitrate maxim să fie între 50.000 și 1000. La codec să fie AAC la formatul pe 48 de MHz, la bitrate între 160 și 1000, 3200. Aici la canal să fie stereo pentru a putea fi pe două difuzoare. Apoi va preaplicați setele. Eu voi apăsa pe butonul Yes pentru că vreau să salvez. Aici doar fișierul de ieșire. Voi selecta unde doresc eu să salvez. Voi scrie un nume și voi da save. Bun, apoi vom da pe durata tamponului buffer să fie pe 0. Așa. Dar presupun că la unii nu o să vă permită cum permite mie. Apoi nou ne va apărea și aici ne va pune să scriem rezoluția monitorului. Cum o aflăm? Dăm click dreapta și scriem resolution. Aici ne va apărea rezoluția. Priviți, aceasta este rezoluția mea. În cazul în care aveți un laptop, va fi așa sau cel puțin așa. Sau dacă e gen un laptop 2000, cam așa. În fine. Așa. Apoi să selectăm aici placa video. Eu am una singură. Aici ne va apărea reducerea dimensiunilor, rezoluții. Zic să bifați niciunul. Aici la FPS-uri între 60 de FPS-uri și 3 de FPS-uri. Apoi trecem la audio. Dispozitiv audio desktop. Să fim asiguri că este selectat pe fișierul de ieșire sau lăsați pe presetabil. Dispozitiv audio auxiliar microfon. Selectați ori microfonul, ori dacă aveți mai multe microfoane selectați pe care vreți să-l folosiți sau lăsați pe presetabil. Bun. La taste. Veți selecta butonul cu care doriți să începeți. Nu sunteți obligați dacă doriți să începeți cum trebuie. Apoi, la avansat. Utilizați optimizări multihertz. Aici clasa de prioritate a aplicației. Dați aici peste normal. Pentru să nu încărca nici prea puțin procesor, dar pentru a nu avea nicio rezoluție prea. Aici e presetare ori 264 CPU. Selectați pe Very Fast, cu atât veți da mai mult, se va vedea mai mult sau mai în jos. Să lăsați pe Very Fast. A profil codare, High, at. A codare Sync, nu ne vom atinge. Poarta de zgomotă microfonului. Veți apăsa activați previzualizarea și vă va apărea aici cu este microfonul. La mulți am zis că vă gâjie și o să vă jucați pe aici. Dacă ați făcut vreo prostie, dați pe aici. Sunteți sigur că așa și veți da yes. În rest nu mai facem nimic pe aici. Am uitat aici la comutare scene. Bifați această căsuță. Start la pornire dacă este posibil. Apoi, mie mi-a apărut streamă. În fine. Posibil să vă apare aici o de asta cu codarea se întâmple să nu vă meargă sau ceva de gen. Să setați cum credeți voi că vă merge mai bine. Apoi dați aici, click dreapta, adaugă scenă, eu voi da cancel pentru că mi se va negri și ecranul. Aici, dați click dreapta, adaugă și captură monitor. Dacă dați captură fereastră, fiți atenți ce se întâmplă. Nu știu, puneți, eu știu, o fereastră să vă apară pe margine de la un program, de exemplu, de Yahoo Messenger. Vă dau exemplu.
Domnul e în prospătare și fiți atenți dacă domnul Yahoo. Ce ni se întâmplă. Ok, eu voi elimina această fereastră. Bun. Apoi adaugă imagine. Dăm o imagine aici. Răsfoire. Și wallpaper. Bun. Deci, nu știu, avem mai multe imagini. Deci, și uitați ce mi s-a întâmplat. Mi-a apărut imaginea asta. Dacă este mai mică, vi se va pune într-o altă parte. Apoi clic dreapta, adaugă și slide show de imagini. Fiați atenți, vom bitmap-urile, așa, adaugă file. Uitați ce mi se va întâmpla. Uite, am pus imaginile astea. Uitați, mi se va schimba, mi se va apărea o imagine pe ecran și mi se va schimba tot timpul. În funcție de ce timp selectat. Uitați, ați văzut? S-a schimbat. Apoi, textul. Ok. Aici vom selecta ce font dorim, Arial, dimensiunea fontului, culoare, nu știm. Și să introducem un text. Aici, de exemplu, bla, bla, bla. Așa. Vom da un OK. Așa. Ne-a apărut aici într-un colț. Putem să-l facem mai mare, mai... Eu știu. Cum doriți. Așa. Dispozitiv de captură video. Aici e dispozitivul care ar putea fi un oricare extraterestru. Eu am o cameră web, dar nu mi-am băgat driver-ul. OK. Și veți... Și vă va apărea undeva... Aici pe unde uitați cum mi apare mie store-ul, capul dumneavoastră, ce se vede pe camera web. Înapoi dați adaugă și captura jocului. Așa și uitați, cam studio, cam așa. Și uitați, selectează ceea ce ați selectat, ce vrea, ce funcționează cu DirectX. Ok. Și atât a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut și că v-am fost de folos. Vă mulțumesc că am fost Sabin de la InfoPC HQ.